Bună ziua, domnul Alexandru Badea. Bună ziua. Proprietarul Coralimpex, una dintre cele mai puternice firme din Prahova. Am venit de la Observatorul Prahovean. Noi avem o campanie antreprenori de succes cu precădere. Încercăm să stăm de vorbă cu cei din Prahova și să vedem cum au ajuns acolo unde au ajuns. Și Coralul știm bine că este o firmă plecată într-adevăr din Prahova, dar care este un nume la nivel național și chiar internațional. Mulțumesc. Felicitări! Mulțumesc. Faceți cinste județului! Da. Povestiți-ne și nouă, vă rugăm, cum ați început? Cum am început? Societatea Coral a fost deschisă în noiembrie 1993. Deci ați făcut 30 de ani, peste două luni. Da, dar nu chiar 30 de ani de activitate, ci 27 de ani de activitate, deoarece primii, să zicem așa, 2-3 ani nu a funcționat, sau cel puțin nu a funcționat pe domeniul serviciilor. Am încercat așa puțin să facem comerț cu diverse puteniși, cu geși, cu, dar ca toată lumea la început, micuțe. Și am văzut că nu reușesc, că nu m-am descurajat. Eram încă la servici, lucram la salubritate, dar mai târziu un pic mi-am dat seama că va trebui ca să renunț la servici și să merg efectiv pe firma Coral. De ce acest lucru? Pentru că locurile de muncă în perioada aceea erau instabile, nu, pentru că era rata șomajului foarte mare. După revoluție, da. Și niciunul nu aveam certitudinea că voi rămâne sau nu voi rămâne pe funcția pe care o aveam. Și atunci am hotărât să deschid această firmă și studiind mai bine piața, vreo 6 luni de zile am analizat, am zis, domne, merg pe servicii, pentru că era un domeniu în care serviciile erau precare, vectorii erau foarte mulți, atât în rândul rozătoarelor cât și în rândul insectelor vectoare, și atunci am hotărât să merg pe domeniul ăsta. Înțeles. Deci asta se întâmpla în 1995-1996, când am luat hotărârea definitivă. În 96 am luat hotărârea definitivă. Și ce s-a întâmplat? Ați avut, câți angajați ați avut la început? Ei, la început am avut vreo 4-5 angajați de bază, în care mergeam și mai făceam deratizări, dezinsecții. Însă, v-am zis, piața aceasta era aproape inexistentă, pentru că era imediat după Revoluție. Și totuși, existau reglementări atunci? Existau reglementări, dar veneau din sistemul comunist, acele reglementări. Și nu erau, calitatea serviciilor nu era la nivelul pe care și le-ar fi dorit cetățenii și societățile private. Și atunci, probabil că aici a fost cheia succesului. M-am gândit să ofer beneficiarilor servicii de foarte bună calitate și mi-am ales atunci personalul în consecință. Și ce fel de personal trebuia să-mi aleg? Trebuia să-mi aleg personal foarte tânăr, care termina serviciul sau facultatea, care nu venise în contact cu vechile mentalități. Deci ați luat pur din punct de vedere al psihicului, al educației, al mentalității. Exact. Și am zis că o să-i formez pe principiul muncii și corectitudinii, la care să se adauge calitatea serviciilor. Și am reușit, deci am avut personal de 18 ani, 19 ani, 17 ani, așa să înțeleagă cei care ne ascultă că foarte mulți ani media de vârstă în Coral era cam de 23-24 de ani, foarte mulți ani, când noi deja luasem locul 2 pe țară la servicii, aveam oameni foarte tineri. Ulterior, când
viața muncii a început să se destabilizeze, să se destabilizeze, în sensul că forța de muncă a început să plece peste hotare, mai ales după ce am fost conștient că după ce intrăm în Uniunea Europeană, foarte mulți tineri vor pleca în afară să găsească și alte domenii de activitate și să se realizeze. Atunci mi-am dat seama că un coral va trebui să pătrundă și, să zicem, oameni mai în vârstă cu mentalitățile vechi, ceea ce s-a și întâmplat. Și un picuț, calitatea serviciilor sau mentalitatea, mai bine zis, s-a lăsat de dorit. Însă... Când se întâmplă asta? Păi imediat, după ce am intrat în Uniunea Europeană, și atunci am fost conștient că o să vină oameni în vârstă, pensionari, și la ora actuală lucrăm cu toate categoriile de cetățeni. Câți angajați aveți? La ora actuală avem aproximativ 281 de angajați. Deci mi-ați dat cifra 281 de locuri de muncă în Prahova. Da, da. Și știu că aveți foarte multe premii, foarte multe distincții câștigate, aprecieri la nivel internațional. Care este premiul de care sunteți cel mai mândru? Premiul de care sunt cel mai mândru, știu de care suntem noi, societatea fără... importante. Da, toate sunt importante. Mi-e foarte greu să nominalizez unul singur. Am primit o diplomă de la Paris, care m-a încântat, așa că și formatul ei, și a fost în 2021, am primit asta. Și m-am din Anglia câteva premii de care sunt încântat, și cel mai încântat cred că sunt de premiile din Statele Unite, de la Las Vegas, din Hawaii. Deci astea ar fi. Dar noi mai avem niște calificative de la societatea COFAS, în care totdeauna ne-a clasat printre cele mai puternice companii când s-au făcut analizele economice. De încredere, și, adică? Da, adică ratingul firmei a fost foarte, foarte ridicat. Și asta ne-a bucurat. Însă, tot la fel de importante sunt premiile naționale, cele de la Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii și cel de la Camera de Comerț a României, sau, pentru că suntem prahoveni, de la Camera de Comerț Prahova. Așa, ca să înțelegeți dumneavoastră, în urmă cu vreo 3 ani, Societatea Coral era în primele 3.000 de firme din România, dar nu a 3.000, în primele 3.000, probabil 2.500, nu știu, sigur 2.400-2.500, din 650.000 de firme. Erau în primele 3.000 și eram la mari contribuabili. În ultimii 15 ani, societatea a dat la bugetul de stat peste 24 de milioane de euro. Taxe, impozite, taxe, care s-au impozite, dus TVA, la buget. Da, impozit pe profit. Cum ați reușit să creșteți o firmă mică, să ajungă la 200, aproape 300 de angajați? Care e cheia? Care a fost? Cheia? Ce credeți că a ajutat cel mai mult ca să ajungeți aici? Geometria și șahul. Cum adică? Păi așa cred. Deci tot ce am privit, toate documentațiile, toate caietele de sarcini, toate le-am analizat profund și mi-am calculat toate mutările, toți pașii pe care i-am făcut. Da, ca să, pe de o parte, ca să respectăm legislația în vigoare, să fim în legalitate cu tot. Și, pe de altă parte, să nu mutăm, cu ghilimele de rigoare, e greșit. Adică, cu gândire profundă, calcule, perseverență. Perseverență. Da, da. Cheia. Și multe sacrificii personale. Adică? Păi, în sensul că n-am precupețit niciun efort. Când a fost vorba de societatea Coral, totdeauna
poate e greu să creadă toată lumea, dar totdeauna m-am pus pe ultimul loc. Pe primul loc a fost firma, pe locul 2 firma, pe locul 3 firma. Și după aceea, celelalte. Și ca să ajungeți aici, ați sacrificat mult. Da, foarte sigur, mult. Nu se poate. Și nopți pierdute și griji. Și, pentru că noi am trăit o lungă perioadă de timp. Am trăit în împrumute, ne-am avut controle la nivel național și bine că le-am avut, eu sunt de acord cu toate controlele astea. Controlele care noi le-am avut au fost echidistante de orice factor, să zicem, sau influențe politice. Deci au fost, controlele au fost corecte, sau domnii care au venit în control au fost corecți față de societatea Coral. Și peste 2 ani am avut controle, s-a constatat că societatea Coral este în deplină legalitate cu toate contractele, n-am avut evaziuni fiscale, și, dar perioada aceasta de 2 ani de zile, cât a fost control, nici noi n-am putut să ne desfășurăm activitatea la randamentul maxim pe care îl avea firma și probabil că am avut o scădere cam de 30%, iar scăderea aceasta trebuie să o compensez cu împrumuturi din bănci. Faptul că am făcut aceste împrumuturi m-au ajutat băncile, a făcut ca profitul pe care noi îl calculam să nu mai fie același și din cauza aceasta a fost, din punct de vedere al performanțelor financiare, o scădere foarte mare și ne-a fost foarte, foarte greu ca să trecem peste... Când se întâmpla? În ce perioadă? 2015, 2016, 2017. Iar în 2016, atunci când au fost controlele, noi eram sub control, cu tot ce era control a venit la noi și ne-au verificat și a fost foarte bine că ne-au verificat. Eu chiar am fost încântat că au venit aceste controle, cu toate că ne-au afectat. Dar e bine de precizat că am câștigat absolut toate licitațiile mari la care am participat. Că se întrebau cum am putut noi să câștigăm și am câștigat atunci, am câștigat și Oradea, am câștigat și Deva. La nivel național, ce acoperire aveți? Vă referiți la numărul de județe? Da, așa, știu, aproximativ. Probabil. Și să explicăm, este vorba de licitații, contracte cu primării, cu primăriile. Da. Noi lucrăm în general, ne-am specializat pe servicii de deratizări, dezinsecții, dezinfecții în exterior, care sunt foarte necesare pentru cetățeni, pentru sănătatea și confortul cetățenilor. Însă, în contractele astea de concesiune care se scos sau contracte de servicii, cum este mai nou de câțiva ani de zile, facem și școlile, instituțiile de învățământ, instituții care sunt subordonate primăriei și în unele orașe facem și scările de bloc, subsoluri și este foarte bine când se face integrat, calitatea serviciilor este mult mai bine sau mai bine, mult mai bună sau mai bine zis, rezultatul serviciilor prestate de noi este mult mai bun, deoarece nu mai rămân, să zicem așa, insule, zone neacoperite. Da, exact. Și totul este la aceeași calitate, uniformă. Da. Ce planuri de viitor aveți? Planuri de viitor... planurile de viitor ar fi menținerea contractelor pe care le avem la ora actuală, pentru că am muncit foarte mult pentru câștigarea pieței în continuare, pentru că aceste contracte sunt de regulă să încheie pe 4-5 ani, foarte rar pe 8 ani, cu toate că ar fi mai bine dacă s-ar încheia pe 8 ani, pentru că poți să-ți amortizezi investițiile pe care le faci. În 4-5 ani nu se amortizează. Deci să ne menținem piața pe de o parte, iar pe de altă parte
să încercăm și alte piețe, să recâștigăm București, deoarece noi în 2016 am câștigat Bucureștiul și am avut rezultate, pot să vă spun, excepționale acolo. Deci și asta... contractul cu Bucureștiul când s-a încheiat? Contractul cu Bucureștiul, licitația a fost în 2016, însă anulaseră licitația, noi ne-am judecat și Curtea de Apel București și Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și Curtea de Apel București ne-au dat câștig de cauză nouă și s-a încheiat cam la un an de zile după ce se licitase. Am licitat în august 2016 și am încheiat contractul la începutul lunii septembrie 2017, timp în care ne-a verificat și Curtea de Conturi și tot. Și după aceea am înțeles că s-a spus, domnule, firma Coral este o firmă corectă, încheiați contractul cu ei. Și sunt convins că celor de la Primăria Generală București, cei care au lucrat cu noi, sigur nu le pare rău că au lucrat cu firma Coral, că am făcut calitate foarte, foarte bună acolo. Clar. Am înțeles. Coralul a început din necesitatea pe care oamenii o aveau pentru servicii de calitate. Dacă ar fi mâine să o luați de la capăt, ați lua-o? Privind așa 30 de ani în urmă. Nu. De ce? Eu ce am făcut, deci toată munca pe care am depus-o, nu am depus-o pentru bani, am depus-o pentru performanță. Aveți în sânge antreprenoriatul, clar. Am făcut-o pentru performanță și în ultimii 10 ani am avut mai multe decepții, să zicem așa, profesionale. La mine sacrificiul a fost total, v-am zis. Dar decepția profesională vine din lipsa de personal la ora actuală, care în sensul că persoanele bine instruite pe care le aveam au plecat în afară și nu putea nimeni să le oprească să plece și nu mai găsim cu cine să îi înlocuim. Și din ce în ce simt acum treaba asta și trebuie să facem noi față, să suplinim cumva această lipsă de forță de muncă. Și înțeles. De asta nu aș mai lua, pentru că nu mai există forță de muncă și în viitorul văd sumbru din punctul ăsta de vedere. Și așa, ca să mai dezvolui un secret din managementul care vreau să-l fac, este că mă gândesc cum voi face în viitor pentru a suplini lipsa forței de muncă. Asta este principala problemă cu care ne confruntăm la nivel național. Da, și eu am avertizat în urmă cu în 2014, am atras atenția pentru că făceam parte din Consiliul Oamenilor de Excelență, Consiliul Oamenilor de Afaceri, de la Consiliul Național al IMM-urilor și acolo le-am spus că marea problemă cu care se va confrunta România va fi lipsa forței de muncă. Dar atunci încă nu, atunci încă nu era, dar eu de ce am putut să-mi dau seama? Pentru că având puncte de lucru în toate zonele din țară, fiecare se plângea că au plecat oamenii, că au plecat în străinătate, au plecat în Anglia, au plecat în Spania, în Italia, mă rog, pe unde plecau. Și mi-am dat seama că asta este... Exodul este... că o să fie foarte mare și că în câțiva ani de zile vom avea grave probleme. Și s-a dovedit. Ce sfaturi i-ați da unui tânăr care ar vrea să se apuce acum, să zicem, care 20-22 de ani de afaceri în România, în Prahova? Să rețină că orice drum lung începe cu primul pas. Deci să nu asta ce înseamnă? Să nu se aștepte la rezultate imediate. Și aș mai completa cu perseverență, să fie perseverent în ceea ce își propune să facă. Și știți că principiul continuității, cel puțin din punctul meu de vedere, este ai învins continuu, ai pierdut continuu. Și eu cam așa am făcut.
Și când și am pierdut și când am câștigat, am fost la fel și trebuie să te menții tot timpul la nivel înalt. Înțeles. Bine, domnul Badea. Vă mulțumesc mult de tot. Succes mult în continuare. Mulțumesc. Și la fel mai stăm de vorbă măcar o dată pe an să ne mai povestiți așa. Da, cu mare din plăcere. Din succesele da. Coral. Și eu vă felicit pe dumneavoastră pentru că lucrați la un ziar foarte, foarte bun și sunt încântat că sunt prieten de-al dumneavoastră. Mulțumim mult de tot și ne vedem și cu alte ocazii. Să rămână. Mulțumesc și mai eu. Mai bine.